consumului de droguri, încet și sigur, drogurile vă vor distruge aceste planuri. Consumul de droguri în România afectează îndeoseb persoanele tinere și foarte tinere, vârsta primului consum scăzând în jurul la 14 ani. Acest fapt face ca minorii să fie considerați un grup vulnerabil, care trebuie tratați în mod particular, acordându-se tot suportul informațional și sprijin instituțional pentru a nu deveni victime ale consumului de droguri. Foarte mulți dintre cei care au luat droguri regretă enorm că au făcut acest pas negativ în viață. Unii au reușit să renunțe, alții nu au reușit, însă pentru toți integrarea sau reintegrarea în societate este foarte dificilă. O persoană care este cunoscută că ia droguri sau că a luat droguri este oarecum marginalizată. Lumea te va privi altfel, eventual se va și feri de tine. Vreau să-i rog din suflet pe cei care sunt pe punctul de a consuma droguri să nu facă acest lucru. Societatea îi va respinge, prietenii îi vor părăsi, traficanții îi vor urmări și îi vor folosi pentru scopurile lor. Dependența nu este o joacă. Este o dramă greu de descris la adevărata intensitate. Lipsa drogului produce stări de criză manifestate prin nervozitate excesivă, violență și care poate duce și la tâlhărie și crimă. De ce să fii bolnav de o boală pe care o poți evita? De ce să fii jucăria altora? Drogul te scoate dintr-o stare de normalitate sau de tulburare. Te introduce în lumea falsei bucurii, după care te aruncă cu brutalitate în cuplitele chinuri ale iadului, afectând atât sufletul cât și trupul. Consumatorii de droguri din curiozitate folosesc de regulă celebra și înșelătoarea sintagmă: asta va fi prima și ultima dată, mă droghez că vreau. Când își dau seama că nu ar vrea să se drogheze și totuși o fac, descoperă că sunt dependenți, deci este deja prea târziu. Parafrazând celebra expresie, este mai ușor să previi decât să combați. Tocmai pentru a preveni consumul de droguri, o să-i rog pe invitații noștri să ne explice fiecare în dreptul său ce reprezintă acest veritabil flagel. Dar nu vreau să închei scurta mea locuțiune înainte de a-i mulțumi doamnei Cristina Breșuc, fostul președinte a Autorității Teritoriale de Uniune Publică, pentru implicarea de care a dat dovadă în activitatea topului, în lupta împotriva consumului de droguri și în organizarea acestei conferințe. Felicitări, doamna președinte, și o să rog acum să ia cuvântul gazda noastră, domnul primar al municipiului Botoșan, domnul Cosmin Andrei. Mulțumesc, domnule președinte, bună seara tuturor, mulțumesc pentru invitație și celor care s-au implicat, felicitări pentru modul în care au organizat acest eveniment. Chiar dacă sunt gazda, aș vrea să fac câteva considerații dintr-o dublă calitate, dar înainte de asta să fac o referire la ceea ce a spus domnul președinte. A spus așa: tentațiile sunt acolo și cei care se luptă cu tentațiile sunt aici. Nu cred că e neapărat așa, poate fi și invers. De orice natură pot fi tentațiile, dar nu neapărat doar într-o tabără. Asta este părerea mea. În această dublă calitate la care fac referire, o dată de primar al municipiului Botoșan și în cel de-al doilea rând de părinte, am observat această îngrijorare la nivelul populației din municipiul Botoșan. Există acest flagel în țară, poate nu atât de accentuat în municipiul Botoșan, dar există o preocupare a părinților și a copiilor. Mi-au transmis în nenumărate rânduri că nu vrem să avem situații care poate au depășit limita, poate au scăpat de sub control în capitală, în alte orașe importante din țară, și putem avea această problemă și la Botoșani. Semnalându-mi această problemă, care mă preocupă și mă îngrijorează, pentru că la rândul meu, așa cum am spus, în părinte, am doi copii, unul dintre ei este la vârsta adolescenței și poate reprezenta acest fenomen, poate reprezenta o preocupare, m-a determinat să mă gândesc la o serie de măsuri. Și aș vrea să fac referire la aceste măsuri din perspectiva de reprezentant al autorităților locale, cu instrumentele limitate pe care le avem, pentru că cele mai multe demersuri nu le poate face primăria municipiului Botoșan, le pot face instituțiile la care a făcut referire domnul președinte, cred că cu mai multă energie și cu mai multe resurse, care sunt prezente astăzi aici. Și cred că este o oportunitate extraordinară și pentru dumneavoastră, cei prezenți în sală, să aveți curajul să adresați întrebări sau să ne transmiteți ceea ce considerați. Și vă încurajez să interveniți sau, când va considera domnul președinte, să vă invite la microfon să adresați întrebări pentru toată lumea.
Dintre măsurile pe care le-am gândit pentru municipiul Botoșani, aș vrea să fac referire la instituțiile de învățământ. În municipiu vom avea școli moderne, jumătate din ele sunt în șantier și vor fi dotate reabilitate. Dar aceste școli au nevoie și de elevi care să învețe bine, care să fie fericiți, care să nu fie supuși tentațiilor. Și o serie de măsuri pe care le-am gândit împreună cu resursele pe care le avem sau cu sacinele care sunt în dreptul nostru, se referă la instalarea camerelor de supraveghere, tot o sugestie a părinților și a copiilor, în jurul școlilor. Din aceste discuții mi-au transmis că ar fi câteva zone în oraș. Punctual mi-au transmis, vrem camere de supraveghere în două zone din oraș, zone pe care le voi transmite și eu la rândul meu, autorităților competente să accentueze patrularea sau să le aibă în vedere. Deci aceste camere de supraveghere le văd oportune în jurul școlilor, nu neapărat doar pentru acest flagel. Consider că este un demers al nostru, care trebuie dus la îndeplinire, să supraveghem mai bine perimetrul din jurul tinerilor. În cel de-al doilea rând, m-am gândit să avem o patrulă a poliției locale special pentru sesizări, pentru prezența în jurul școlilor. În cel de-al treilea rând, o să facem un formular de sesizări anonime, un tel verde de asemenea în dreptul poliției locale, acesta este singurul instrument pe care îl avem, și alocarea resurselor pentru ceea ce înseamnă consiliere și dialog în școli, atât cu părinții, pe care îi văd prezența astăzi în sală, dar și cu copiii. Ca să nu ajungem să tratăm această problemă, cred că mai simplu este să o prevenim. Și aici putem face ceva împreună, în municipiul Botoșani, să avem alternative la acest timp liber care poate duce la preocupări care nu sunt dintre cele mai fericite. Și aici lucrăm. Avem parcul de agreme în Cornișa. Avem evenimente la Botoșani care încep să crească de la an la an. Avem festivaluri pentru tineri, avem săli de spectacole și activități pe care le propune Primăria Municipiului Botoșani, care sper să fie pe placul dumneavoastră. Dar despre aceste lucruri, cred că cel mai bine, vom vorbi prin intermediul unui filmuleț, care sper să fie pe placul dumneavoastră și pe care îl vom prezenta în cele ce urmează.